Da, în dreapta. Măgura prăpăstile zărneștilor. Au de vârful turnul în față. Stânga acolo. Noi bine ați venit în Piatra Craiului. Cine este pentru prima oară în Piatra Craiului? 2, 3. Și voi ați mai fost pe trase doar până la curmătura? Nu. Ați făcut? Tu știu că ai fost. Tu mire la unde ai mers? Creasta. Ai făcut Creasta? Odată, Marica, odată. Bravo. Așa. Astăzi facem o drumeție mai ușurică. Vrem să urcăm pe vârful Piatra Mică. Acum suntem în zona Fântâna lui Potoroc, la intrarea pe traseu. Urcăm prin Poiana Zănoaga. Mai întâi o să trecem prin pădure, ieșim în Poiana Zănoaga, după care urcăm la vârf. De acolo coborâm la cabana Curmătura și mai departe o să vedem în funcție și de cum e starea vremii, pentru că s-au anunțat ploi, dar momentan vremea ține cu noi. Cine e încântat? Toată lumea! Bine, atunci hai să mergem pe poteci spre inima ta! Hai, inima ta! A, fiți atenți, haideți să vă arăt ceva. Știți ce este asta? Este, să zic, varianta în engleză, dar mai, afară că eu nu mă mai văd. Puiuț de fag, asta e primul lui an când a ieșit din sămânță. Deci astea sunt, suflă cineva din public, cotiledoanele, din care, adică practic s-a deschis așa sămânța frumos și a ieșit prima frunzuliță. Primele două chiar au ieșit. Da. A? Și ajunge să fie un copac așa, uriaș. Și în engleză știți cum se zice la fag? You son of a... Nu, doamne, se zice beach, B-E-C-H. Și practic ăsta e un pui de fag, adică son of a beach. Da. Băi, vorbiți frumos, măi, pe cameră. Da, e frumos, este pui de fag. Bip. Bine, asta cu bip, da. Hai să mergem. De aici, dacă vreți, puteți să mai scoateți din haine înainte să vă supraîncălziți, că o să înceapă urcușul mai accentuat. Suntem în tricou toți, sunteți mai siguri? Mai scoate, mai scoate. Cine n-are? Ce, Mirela, vrei să scoți și tu ceva? Băi, pșt! Asta trebuie să opresc camera. Că... Ah, Simu, mă nu am văzut niciodată. Adică, mă rog, eu dacă i-aș cumpăra din piață, nu mi-aș da seama că nu-s de brad. Ilinca, mai stați puțin să vină și cei din spate. Gata, urcăm? Nu. No. A ajuns și Ioan, în sfârșit. Mă scuzați, eu eram în urmă. Am zis să-i aștepte și pe cei din spate, care sunt cu camera. Dar camera cum a ajuns aici? Da. Ideea e că pe traseu nu trebuie să alergi să te grăbești spre vârf sau spre cabană. Să ai grijă ca tot grupul să fie bine și să ajungă unde v-ați propus. Cum sunteți? Bine! Facem pauză de ascultat pădurea? Da, da. Vrăbile! Nu sunt vrăbile! Da, la majoritatea oamenilor toate păsările se cheamă vrăbi. Mai puțin cele răpitoare, care toate sunt uli.
la țară, îmi place să mă opresc din mers, stau și să ascult așa păsări, să mă uit la copaci. Bănesc că țara nu e undeva într-un oraș. Mirela, ce ai făcut? Ai găsit un măr căzut din copac? Da, avem aici măr mulți. Da, a, da, uite, măr. Dar de la o vreme face fac și mere. Când o face fagul mere și răchita micșunele, nu? Și eu am găsit unul galben. Și tu ai găsit, deci e clar. E clar că este un măr pe undeva în apropiere. Da, uite aici. Cu merele de aur. Wow, da. Păi da, voi seama, dar este fag altoit cu măr. Exact. A, fag altoit cu măr, da, am înțeles. Uitați ce se întâmplă dacă nu le-au altoi părinții lor de mici. Ajung să-mi dea mie mere din fagi. Bravo. Da. E un iepure în spate, în iarbă. E un iepure acolo, uite-l. Uite-l. Ce cărare. Da, dați-i un măr, măi. Nu mănâncă mere. De o strumesc. Salut. Adică ce vrei? Salut, voi. Dacă stăm aici, nu ești la cu vreme. Păi da. Băieții ăștia s-au speriat de iepure, cred. Păi glumim, glumim, dar mai și urcăm? Hai! Eu zic să da. Hai! Să împiedic unul fix acolo. Să le arăt și telespectatorilor ce am găsit? Arată! Spune-și tu interzis 14 ani. Dacă nu vă plac, nu știu ce, nu vă place natura, nu vă uitați. E parte din natură. Este un jder care doarme. Pentru, deci copilași, jderul ăsta a dormit aici în potecă, cred că a băut cam mult. Ce drăguț e. De asta am eu în grădină. Da, s-a luptat și el cu cineva. Și a pierdut. Și nu l-am mâncat. Arată și din spate, da. În mod normal, el câștigă, prinde iepurele, prinde ceva. Nu, la gât, dacă e la gât, e clar că a fost atacat. Da. E parte din ciclul vieții în natură. Îți faci selfie cu jderul? Da. Nu. E drăguț. Da, mămică. Hai să mergi. Aici e izvor cu apă bună, dacă nu mai aveți apă, înainte de urcușul la vârf. Păi, domne, am zis fără băuturi alcoolice pe munte. Oh. E vin de sfeclă cu mere. Hai să mergem. Da, este suc de mere cu sfeclă. Mirosiți, uitați. E serios. Păi nu sunt toate, îți dai seama. Uite, jder nu arată, vedeți? Că nu mai e. Nu mai e. Capra, da. Ce, Mirela? Nu înțelegeam de ce... Capra neagră nu e neagră. De ce e maro? Aia e colecția de primăvară-vară. Iarna e neagră. Am aflat. Da, capra neagră e neagră și capra neagră maro. Te ne apropiem de Poiana Zănoaga. O să ieșim din pădure. Uite, vârful Piatra Mică. Se vede acolo. Acolo vrem noi să mergem. Și oamenii... Uite, cam gâfâie. Ia să vedem. Cine gâfâie? A, mai au forță să și râdă. Normal. Este demențial verdele ăsta crud. Cine? Verdele crud? Verdele crud. Tu-l mănânci crud? Mănânci. Trebuie să-l coci sau ceva. Deloc. E mai sănătos așa, nu-și mai pierde din proprietăți? A, da, corect. Dar toamna cum? Nu-ți place toamna? Vai, nu. Îmi place doar toamna. Când umblu prin frunzele multe. Așa. Ai lăsat, hai. Nu, dacă stau vreo 2 ore, cred că m-aș vrea puțin la chilii. Da. Uite, ochiul pisicii. Miau. Oile-s camuflate printre stânci. Vârful cel mai înalt, vârful la 1000, este în ceață.
Ia uite, peisajele românești. Uite-le ce viteză prin. Vedeți că vine un urs sau ceva. Da, puteți să lansezi ceva, că acum începe urcușul cel mai greu. Prin pădure până la vârf Piatra Mică. Țimbalele sunt undeva acolo. Și mai în stânga a ieșit din nori acum și vârful Piscubaciului sau vârful la om. Și încolo vedem culoarul Rucăr Bran. Și se văd câteva căsuțe așa din Moeciu, Peștera, Măgura și Bucegii sunt încă în nori, dar ies un pic, încearcă să iasă din norii, acolo se vede o creastă. Acum o să reintrăm în pădure și reîncepe urcușul spre vârful Piatra Mică. Uite ce în formă e Cătălin. Este un păianar măsarului. Ciuboțica cucului. Aha, e o specie de primula. E o piatră cu cristale, posibil de cuarț, dar nu pot să spun 100%. Vezi? Aha, de asta lucește. Nu, dar vezi cum sunt formate, știi? Adică sigur. Cu mai multe fețe. Ce crezi, că lucrurile foarte bune se întâmplă așa ușor? Sunt mai bune astea care se întâmplă pe efort. Aici suntem la 1590. Da, îl mi-a arătat 1580, fai. Dar las că le calibrăm pe vârf, unde știm clar. Ce precizie, mai sunt 300. Da, mai avem 300 de metri. În mod normal, cam o oră ar trebui să facem 300 de metri diferență, dar mă rog. În vitej și facem 40. 40 de metri într-o oră sau? O jumătate oră până sus, ce? Mirela, dacă îi dăm drumul din sfoară, o să duce. Păi nu că legăm sfoară și ne legăm și pe noi. A, da, ne trage și pe noi, da. Tot mai aproape. Deci ce, Mirela, ziceai că tu ai mai fost aici, la vârf? Am mai fost. Cu cine? Cu mama. A urcat mama ta? Câți ani aveai? Avea. Are 68. Wow, super! Wow. Și a urcat până în vârf? A urcat până în vârf. Deci primii șnepeni. Semn că ne apropiem de ieșirea din pădure. Sunteți gata să vedeți peisajele din vârf? Da! Super! Uite, ieșirea din pădure la peisaje. Cred că ai un deja vu. Singura persoană din grup a mai fost aici la vârf. Pentru restul o să fie un șoc. Și pentru voi, poate. Cerul albastru. Vai, nașa! Mama, ce dor, Mirela! Vai! Ce frumos e! Uite, Mirela! Mirela, ești în locul meu, uitați buburuțe! Ilinca! Mama, Ioni, uite! Mama! Vai, doi capul meu! Ai Măgura Codle în spate, departe. Unde e Holbav, unde am filmat un alt episod. În vale, orașul Zărnești. Și în spate e creasta Pietrei Craiului, unde poate o să ajungem cu altă ocazie. Din păcate Bucegii nu se văd, ar fi fost în direcția asta, dar poate mai pe seară o să reușim să-i vedem. Și încoace îndepărtați-vă poienile unde vrem să campăm diseară. O să punem corturile undeva în poienile alea de acolo.
În vale se vede drumul care merge spre Plaiul Foii. Chiar și centrul de informare, de vizitare al Pietrei Craiului se vede. Simona, cum ești? A meritat? Ca de fiecare dată. Da. Cine își recunoaște casa? Cine stă în Zărnești? Ce zi fain am prins. Hai să le fac oamenilor niște poze că... Dar nu e. Impresionant vârful ăsta, cu prăpăstile și stâncile lui. Bă, dar eu nu venim nimic, mă, bă, dar nimic. Poți să vezi bătie. Și m-a făcut nervi, că nu știu ce am văzut. Uite, tot corpul mai așa un pic. Adică încolo? Da, da. Uite cu ce ăsta în față. Așa, de la mai în spate. Mai în spate? Băi, și aveam bătut de sfârșit la lăsat în geam. Ți-am zis-o că le fie de geam. Am zis că îi răzvășește-ți părul. Așa, mereu. Așa, așa. Așa. Acum tricou. Așa. I believe I can fly. Te-ai împiedicat? Da. Ce ai găsit? Frumusețile naturii. Ce e? Niște gărgărițe. Da? Ia să le. Măi, deci de aici continuăm, o să mergem o porțiune prin șnepeni ăștia pe potecuță frumos așa și poiană și un pic de pădure și o să ieșim la următorul vârfuleț care se vede în spate și de acolo urmează zona mai cu stânci, o să vă povestesc acolo. Ce e particular la traseul ăsta pe vârful Piatra Mică, ce îmi place mie și motivul pentru care l-am ales, că mi se pare foarte potrivit pentru a face prima excursie în Piatra Craiului. Eu nu recomand să vă duceți direct pe creasta principală, pentru că știu foarte, sunt multe cazuri de oameni care se duc acolo fără să mai fost vreodată pe munte înainte și acolo se trezesc cu rău de înălțime, cu frică, panică și poți să ai probleme. Așa, vii pe vârful Piatra Mică, urcușul e doar prin pădure, cum am urcat și noi. Și dacă te simți în stare și vrei să încerci ceva, un pic să simți un pic cum e stânca din Piatra Craiului, poți să cobori urmând în continuare marcajul cu punct albastru pe culme, așa cum facem noi acum. Dacă nu, poți să vii și să te bucuri doar de peisajele din vârf și pe urmă să cobori prin același loc. Și nepening. Mirela, ce poze zici? Gențiane? Gențiane? Cele mai albastre flori. Sunt minunate! Mi-a spus mie ceva, da. Sunt mai albastre decât pantaloni. Iar am ajuns la vârf? Asta e al doilea vârf. Și uitați creasta spectaculoasă pe care o să mergem. În față. Adică pe aici, așa. De aici urmează o zonă un pic mai dificilă, dificil de parcurs, în stânci și zona destul de abruptă. Am prins destul de bine că nu se așa ude pietrele. Dacă începe ploaia o să fie mai greu când se umezesc pietrele, alunecă mai tare. Așa că mergeți cu atenție, nu scoateți telefoane din mers, să faceți poze. Dacă vreți să faceți poze, vă opriți într-un loc safe. Ce ai văzut? Un fluture fain, da. Așa, nu călcați pe fluturi. Da. Și întâi o să vină o zonă, o muchie mai faină cu stânci, așa, unde se merge relativ ok. Și pe urmă și câteva zone cu lanțuri și cabluri ajutătoare, unde o să coborâm mai abrupt un pic. Abia așteptați, nu? Da! That's the spirit! Așa. Și aveți grijă pe ce puneți piciorul, pe care parte a stâncilor. Semenea Crai. Da, începe semenea Piatra Craiului. Uite cum se vede în stânga, acolo unde o să mergem mai târziu, spre Poieni.
Nu, nu. Stai liniștit, Cătălin, o să fie ok. Pe creastă. Da? Pe sus, pe sus. Ce? Cine e cu, cu șlapii la el? Eu. Tu ești cu șlapii? Trece acasă! E ziua lui astăzi pentru el. La mulți ani. Urc pe munte pentru tata. Donați pentru tata. Să poate să-și șterbeze ziua. Nu? Băi, chiar sfinții care sunteți? Ce? Constantin și Elena. Constantin și Elena. Care sunteți? Sunteți? No, care sunteți? La mulți ani, deci la mulți ani. La mulți ani, mama și, și mama. Mama lui Ion. Da. O să sunăm la curmătura. Uite, mama. Se văd și prăpăstiile zărneștilor în vale. În stânga, acolo unde sunt stâncile alea. Așa? Gata, așa, mai răsfirați-vă că nu vă... Ilinca, mai fă doi pași, de fapt. Mai mergi că ei s-au blocat... A, așa, Cătălin e bine? Ilinca, suie-te acolo, acolo, gata. Mădălina, mai fă un pas? A, așa, gata, hai că scot aparatul acum. Țic. Coming through, coming through. Dați-mi voie, mulțumesc, mulțumesc. Oh, bravo! Cum se încurajează între ele, ați auzit? Sunteți minunate! Să mă iei într-o poziție frumoasă! Da, deci pică zâmbind, da, dacă e să cazi. Și roz, să nu uităm. Bine, pe cameră, mă duc jos. Bine, cine vrea mai safe, mai în siguranță să ia pe potecuța mai pe jos. Am ceva în spate. Așa. Gata. Am trecut. Cătălin, să-ți dau o mânuță? O mânuță lui puișorul sau cum? Da, lui păpușelul. Un lucru, un aspect periculos pe potecuță sunt pietricelele astea mici, grohotișul ăsta așa, care se rostogolește când calci pe el. Deci aveți grijă pe ce călcați. Căutați moațe de-astea cu iarbă sau așa, mai tăpșane, mai drepte. De-astea mai drepte așa. Sau stânci care sunt înclinate. Deci uite, când e stânca așa, nu pui piciorul pe fața asta care spre vale, care alunecă. Pui în vârful ei. Adică să aibă un vârf așa, ești în afară. Uite, cum e aici, aveți? Deci aici pui piciorul, ai tăpșan treaptă, care se și mișcă, uite. Tu dacă stai ultimul, nu-ți dă nimeni pietre în cap, da? E, la mine cred că dacă dați pietre, strigați piatră, nu atenție, nu, că n-apuci, știi, adică să știi exact. Dacă strigi atenție, omul se gândește oare ce se întâmplă exact. Și până se gândește, vine piatra. Și aveți grijă la grohotișul ăsta micuț care alunecă. Simțiți mai confortabil să stați cu fața spre stâncă. Stați cu fața spre stâncă. Mie mi se pare mult mai safe decât așa, de exemplu. Plus că și pe cameră dă mai bine dacă sunteți cu fața spre stâncă. Și la tine. Spre turnul. Ce faci să vezi? Și acum urmează zona cu primul cablu, adică o coborâre. Ia să vedem. Uite, pe aici printre stânci. Uite și cablu, se vede. Uitați, de exemplu, asta e ceva ce nu-i place, încă că eu cobor cu fața. Este extrem de periculos. Dacă nu ai experiență. Și de nesigur. Dacă... Normal se coboară așa, deci coborâți cu fața spre stâncă și cu mâna de cablu, dar și de stâncă. Și mutați pe rând
să aveți tot timpul trei prize. Deci te ții cu două mâini și ai un picior stabil și muți un picior. Pe urmă muți o mână, nu ambele mâini odată. Deci să ai tot timpul trei puncte jos. Ori două mâini și un picior, ori ambele picioare și o mână, că trebuie să muți o mână, dar te ții cu cealaltă de ceva fix. Și verificați prizele. Deci când pui mâna să te ții de o stâncă, întâi tragi un pic de ea, știi? Să vezi dacă nu se clatină, că poți să ți-o dai în cap. Și la cablu, când avansați, puteți să vă țineți de el, sunt destul de stabile. Dar nu coborăm doi odată pe același cablu. Deci când trece, o să vedeți, sunt puncte fixe, pitoane bătute în stâncă și între două pitoane trebuie să fie un singur om, că dacă vin doi, unul are mâna pe cablu și celălalt mișcă de cablu și poate să-ți prindă mâna între cablu și stâncă sau să te lovească, știi? Sau să te dezechilibreze. Cu coborâi pe trasee de astea. Marius, poți să stai cu fața la stâncă, că o să vezi că ai priză mai bună și... Așa. Te uiți și vezi de unde ai... Și poți să aștepți să vină următorul ca să-i dai o mână dacă are nevoie de ajutor. Nu trebuie să vă fie rușine sau frică să cereți o mână de ajutor, că mai bine să fii în siguranță decât... Mădălina, stai cu fața la stâncă. Da, pe unde poți? Pe unde ți se pare ok? Să te simți în siguranță și să calci sigur pe ceva. Da, e liber, nu-ți dai. Ia-ți poziția corectă și după aceea. Stai că-ți ce ziceai, că e prima oară când ești pe stânci așa? Prima oară, eu traseu de stâncă. Și cum te simți? Păi adrenalina este la maxim. Bravo. Foarte fain. Foarte fain. Și pentru tine? Da. Recunosc, mi-a fost frică. Bravo, las că partea mai grea urmează. Partea mai grea urmează. Cătălin, Simona, sunteți ok? Da. Yes, sir. Bravo. Voi ați mai făcut trasee de-astea? Nu. No. Bravo. Deci asta e introducere în Piatra Craiului. Piatra Craiului, traseul de creastă e doar așa. Să le facem și o poză oamenilor. Bă, ce peisaj. Cu cine vrei să facă lucru? Încă nu? Puțin. Abia când ajungi la cabană, da. De fapt când ajungi acasă, acasă. Opa, că drumul cu mașina e partea cea mai periculoasă. Mirela, cine? Simona, vrei să ai ocazia? Poți să te ții de șnepeni? Opa. Asta a fost exemplu. Da, așa nu. Da, mulțumesc că era necesar ca să arătăm. Ține-te de șnepeni, că pe zonele astea drepte e cel mai... Mirela, ține-te și tu. Și acolo luați-vă o poziție comodă. Mai avansați un pic ca să facă acest loc. Cătălin, nu te prosti! Hai că începe să picure. Uite, dispare după pietre. Mă, dar Simona s-a băgat cu tupeu. Opse! Era gogoașa înfuriată. Ce plăcere ai. Uite, bețele le-am strâns ca să nu ne încurce, dar chiar și în spate pot să se mai agațe de pietre. De-aia trebuie să stai cu fața invers. Cu ghiozdanul spre afară. Și dacă ghiozdanul e foarte mare și te dezechilibrează, nu e prea bine. Iar pe trasee de genul ăsta e mai bine cu rucsac mic. Deci pot, da? Da. Aici, da? De cameră. Da. Stai că îți dau și camera, stai să filmez. Asta nu e prea bine ce fac eu acum, că merg cu o mână pe cameră. Și stai pe loc ca să te iau și te filmez de jos.
ce spune Ioan, coborâtul cu spatele este foarte safe. Foarte sexy? Safe! Ah, safe, da, sigur, da. Pentru că rucsacul nu te va dezechilibra dacă îl ții cum trebuie, în schimb... Ai vizibilitate mai... În schimb, dacă pici, panta te face să pici pe burtă. Poți să pui mâinile și să te ții. Eu prepastie grohotiș. Până la cabană mai avem un pic, dar trebuie cu grijă, nu trebuie grabă pe trasee de genul ăsta. De fapt, niciodată nu. Începe un pic de ploaie. Mie Piatra Craiului mi se pare un munte pe cât de spectaculos, pe atât de dificil și periculos, mai ales dacă vii fără să ai habar în ce te bagi. Se întâmplă de multe ori ca oameni care au fost doar de câteva ori pe munte, au fost în Bucegi și atât, să vină în Piatra Craiului și să ia cu ei și prieteni care nu au fost niciodată pe munte, fără să-i anunțe ce înseamnă un astfel de munte. Și se întâmplă să te trezești, să se trezească unii din membrii grupului că au rău de înălțime, că le este foarte frică și nu mai pot să avanseze, rămân blocați, se merge foarte greu pe traseu, te prinde noaptea pe o zonă din asta stâncoasă și poți să ai probleme. Așa că eu vă recomand să începeți mersul pe munte așa, treptat, să începeți cu trasee mai ușoare și pe măsură ce vă crește și experiența și nivelul de antrenament, puteți să ajungeți și pe astfel de trasee. Și în felul ăsta, varianta asta mi se pare mult mai înțeleaptă, varianta mai sigură. Voi nu aveți decât să vă duceți primul traseu să fie pe creasta Craiului. Faceți cum considerați că e mai înțelept. Hei, cum vi s-a părut porțiunea asta? Super! Frumos! Zice-ți, băi, că eu nu zic nimic. Genială! Tu? Ție ți-a ajuns, da? Simona, eu știu ce-mi place și ce nu. De unde știai dacă n-ai făcut niciodată? Că o am văzut, am căzut în ea. Ai căzut? Mm-hmm. Unde ai căzut? Eram mică, nu mai mi-aduc aminte. A, păi vezi, trebuie să-ți depășești fricile astea din copilărie care te limitează să faci lucruri faine. Voiam să văd cum e. Și când o să ajungi la cabană și te simți în siguranță, o să zici, băi, mi-am mai depășit o limită. Nu, dar cred că nici nu știam cum să abordez de situația. Da. Nu, da, asta se învață și în timp, dar de-aia trebuie luat treptat așa. Și am o problemă cu înălțimea. Da. Eu nu pot să locuiesc la etajul 9, de exemplu. Măi, poate după tura asta o să poți. Nicoleta, Marius, cum vi s-a părut? Foarte fain. Mai greu. Cătălin, cum a fost? Foarte frumos. Sunt încântat. Deja te gândești la creasta mare, a? Da. Așa, acum terminăm cu stânca și intrăm iar în pădure. Uite, cineva a făcut inimioare. Băi, hai să scriem pe potești prin inima ta. Scriem pe potești prin inima ta, dar n-avem timp, lasă. Mai lungi, deci nu vă fie frică să le exagerați. Faceți-le mai. Să vadă din spate. Da, de pe lună trebuie. Ce-ți facem? Vrem să facem fonturile bold. Bold, adică să le îngroșăm. Da, corect. Terminat, da. Să afle lumea de emisiunea asta, că muncesc o grămadă la aia de unul singur. Da. Pe poteci. Continuarea cred că o știți. Piatra mică nu trebuie subestimată. Nu e așa mică? Și am ajuns și în Șaua Crăpăturii. Uite punctul de belvedere. Ce se vede? Sub, aici se vede toată valea. Ah, Valea Crăpăturii. Pe aici se poate coborî spre Zărnești. Ce ai văzut, Cătălin? Mi-a dat Simona să cos. Cu ce? Cu acul Crăpăturii. Acul Crăpăturii? Unde? Da. Acolo? Da. Felicitări pentru partea mai grea. Meritați să ajungeți la o masă caldă. O ciorbă. Ciorbă? Ciorbă. Tu ce vrei să mănânci? O
ciorbă mâncăm. Ce are să mănânci? Nu știu. Mâncare. Ceva mai consistent. Capră neagră. Stai acolo, stai pe loc, mâncă-le camă, te rog. E în haine de iarnă. Strigați-o, ța, 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 căpriță, ța. Haide încoace, vino încoa. Nu, dar ne-ai simțit de mult. Ei, ne-a văzut, da. Simbolul pietrei Craiului. Aici au greșit, iau-te, au greșit ordinea tricolorului. Am trecut cam repede peste partea cu statul la cabană, la curmătura. Am luat prânzul acolo, dar a început ploaia până s-a apuc să filmez ceva și ne era prea foame, așa că n-am mai scos camera. Acum încă mai picură și coborâm jumătate din traseu, facem pe unde am urcat, prin Poiana Zănoaga, coborâm la mașini, de unde luăm în spate corturile, sacii de dormit, pentru partea a doua a excursiei, pe care o să o vedeți imediat. Acum trebuie să facem fața ca la Troia, Brazil. What are we? Lions! Unde mergem? Pe poteci! Da. Deci urmează partea a doua a excursiei noastre din Piatra Craiului. O să mergem acum prin prăpăstile Zărneștilor, pe drumul ăsta frumos. Giuți, frate, ăștia mănâncă pe la spate, mie nu merg. Bravo! Aha! Hai. Acum voi povestiți unde mergem. Pe poteci! Pe cheile pisicii, către inima ta! Către Poiana Vlădușca, la table. De unde citiți? Vom găsi cel mai frumos loc de campat. Wow! Deci prin cheile, prin prăpăstile Zărneștilor, cheile pisicii și spre Poiana Vlădușca și mai departe vedem unde găsim un loc bun de cot. Hai, mergem! Lasă pupuleții! Unde-i prompt, pentru că eu tot nu înțeleg. Lasă! Lasă pupuleții! Hai să mergem, că e târziu, e foarte târziu, dar da. De-aia avem la noi. Ce avem la noi? Pupuleți! Nu! Încă o dată, copii, ce avem la noi? Lanterne frontale! Exact, lanterne frontale, bravo! Pe care? La după preferințe. S-a îndeveselit atmosfera. Acum la final, după 8 ore de mers. Am făcut un ultim efort, un ultim urcuș din Valea Vlădușca. Punem niște poieni frumoase, să punem cortul într-un loc mai fain, cu priveliște. Auziți? Marius, da? Vreau să vă felicit că ați făcut cel mai greu traseu. Acum montăm corturile, pregătim ceva de mâncare și relaxare. Somnul bine meritat.
Observăm aici diferite modele de cort. Aici un cort de tip tunel, după cum arată, în care cortul exterior și cel interior sunt unite între ele, nu? Da. Adică, dar se pot deslipi, dar da. Le-am lăsat unite ca să se monteze mai rapid. Ia să vedem fetele ce cort au. O, foarte frumos colorat. Și cu plasă, să fie ventilat. Normal, noi suntem fete vesele. Așa. Stai să vedem ce culoare are husa exterioară. Băi, dar ele sunt vesele pe interior, băi. A, veselia e pe interior, am înțeles la cortul ăsta. Bravo. După cum vedeți, avem un schelet de cort și acum se agață cortul interior. Dezavantajul la asta e că dacă plouă, atunci când îl montezi, îți plouă în cort. A, uite, încă un cort de tip tunel. Uite, tocmai urmează să se întindă. Bagă două cuie încoace să arunc. A, uite ce cuie aici. Ăsta, tipurile astea de cort tunel, nu stau în picioare singure. Stau în picioare abia după ce le bagi cuiul în... Le înfici cuiul și trebuie început de undeva, și anume cu un cui. Să vedem. Ăsta e avantajul, că deja poți să te bagi în el și ești aia de poștă, dar el încă nu-i gata. Trebuie să-i montezi cortul interior. Uite, de aici se vede doar că acum are o aripă frântă. Veverița zburătoare. A, ia uite, gata, s-a închis veverița. Uite, a apărut husa și pe cortul fetelor. Băi, pentru binele acestei tabere de corturi, vă recomand să nu țineți mâncare în cort. Nici în rucsacul care este lângă cort sau așa. Mâncarea o punem în pungi și o să o ducem undeva într-un copac. Pentru că animalele sălbatice sunt atrase de mâncare. Și să nu credeți cumva că toate urmele astea de pe jos sunt de mistreți. Nu. Acum avem timp să ne odihnim până dimineață. Cine o să vrea, o să trezească la răsărit, mă îndoiesc, o să vrea cineva, eu poate o să mișc de corturi așa să văd dacă e cineva treaz pe la ora 6. Eu o să încerc să mă trezesc dacă e senin, dacă o să fie soare, pentru că imaginele sunt foarte spectaculoase, se colorează creasta Pietrei Craiului și merită spectacolul. Nu degeaba am făcut acest ultim efort de a ajunge până în poiana asta, că puteam la fel de bine să rămânem mai în vale, de unde nu s-ar fi văzut mare lucru. Uneori merită să îți soliciți ultimele resurse de putere, să le folosești și pe alea. Satisfacția e foarte mare, dar trebuie să știi și când să te oprești. Trebuie analizat în funcție nu doar de tine, ci de toți membrii grupului. Eu sunt Ioan Stoianică și mă bucur că ați fost alături de noi în această excursie din Parcul Național Piatra Craiului și mă bucur că am mers împreună pe poteci spre inima ta. Mă, că mi-e foame! Și creasta sudică a Pietrei Craiului. Bună dimineața! Ai dormit bine? Dusă! Ne-ntoarsă! Și Madalina? A spus că a dormit și acum până la două. Deci, da, totuși a dormit. Da, Nicoleta? Interesant, ia să dai jos din sac, acum văd că ai intrat la loc. Ești decentă? Meu. Se ascunde. Ți-a fost frig? Nu. Nu? Bravo, au fost cam 6 grade în cort la noi. Deci n-a fost chiar așa frig. Asta înseamnă să stai cu cortul undeva sus. Te bucuri de momente pe care altfel nu le prinzi, nu le trăiești. Pentru că tot am cărat cu mine de probă un hamac făcut de un prieten, am zis hai să-l testăm și să ne legănăm un pic cu ochii la Piatra Craiului. Sunt curios cum,
cum se montează și cum mai ales cum se stă în el, pentru că s-ar putea să-mi fie foarte util în turele în care vreau să merg cu bagaj ușor și să dorm la marginea pădurii, fără să mai car cort. Foarte fain că sforile pe care mi le-a dat Dan sunt gândite în așa fel încât să se monteze foarte repede, au o buclă pe partea care vine la copac, iar aici sistemul de prindere e ca la colțari, se prinde imediat, nu trebuie să faci nod. Bagi pe o parte, scoți pe cealaltă și acum gata, este întins și mai lipsește un singur element, ăsta e elementul cheie, nu la orice hamac se poate folosi. Elementul cheie pe care nici n-aș fi avut cum să-l folosesc până acum, că nu aveam, este o saltea din asta gonflabilă, specială de cort. Iar acest hamac, făcut de Dan, are un spațiu special aici în care se bagă această saltea. E ca o teacă, ca un buzunar, prin care se bagă salteaua ca să țină hamacul drept. Uite bărcuța, cât de frumos arată! Bucanatul pare destul de sus, de greu, de urcat, dar el se lasă, e destul de elastic, din câte văd. Așa, îți găsești poziția dreaptă, tragi marginile, tragi plasa de țânțari, care nu este voa lumiresei. Wow! Te leagănă! Deci e foarte tare că datorită sistemului care permite montarea saltelei, nu stai așa, stai, ai partea de jos destul de dreaptă și atunci poți să stai comod, pentru că altfel nu știu cum poți să dormi într-un hamac în care te face și așa, de la picioare, picioarele-s mai sus, capul-i mai sus, așa, dar și pe lățime. Asta stă destul de drept, ăsta e un mare avantaj. Și păsări. Vino încoace să-l testezi, ai onoarea să fii prima. Așa, deci trebuie să te pui cu fundul, scoți pantofii. Așa, trebuie să dai fundul, așa cât mai spre stânga un pic. Așa, ușor, ușor, ușor. Întinde picioarele. Așa, și că uite așa ceva și dă-te un pic mai încolo, că ești un pic de... Așa. Așa, bagă mâna acolo. Așa. Gata. Și ăsta, dacă ai țânțari, îl tragi așa. Mă rog. Exact. Ia, se dă? Se dă. Și poți să te uiți și la piatra creamă, dacă ridici ăla. Barca pe valuri plutește ușor. La cine îmi cântă de dor. O, nu, nu e vântul, nici tu, mărea, nu. E doar mirela și hamacul ei. Hamacul lui, ca să rimeze. Știu, dar sunt fată, nu sunt prea. Dacă păi nu, și arătai cu degetul. Și hamacul lui, și arătai cu degetul. Îmi pun și niște mustăți și acum sunt Mirel. Lasă, mai bine nu. Ce fain bate soarele pe hamac. Ursul chemase-mă seara, dar cred că a înțeles greșit ziua.
Gata. Gata. Nu vă mișcați, nu vă mișcați. Nu respirați. Și ziceți, căprioară! Căprioarele! Capră neagră! Capreulus, capreulus. Urs! Fiecare ce vrea să vadă. Deal. Acum! Wow! Bravo! Gata, hai la drum! Mulțumim!